Yes, so back, who best of us can be? You think fee, my stories, who's for a chance, if I? Zece, zece. Zece. Mâine cu zece. Așa, mă, bravo. Zece, cincea, 2017. Te va merge acasă. Păi, acasă. Cu clasa A, cum vedea. Cu mare. Așa să rămână peste ani, cu Mario facem de Mario Dragos. Așadar, Mario, pentru început, aș vrea să ne faci următoarea operație. 64 împărțit la 4. Asta este simbolul împărțirii. Două puncte, da? Acum ne învățăm. Sigur. De 64 împărțit la 4. Plus 4. Plus 4. Egal. Să facem această operație. Să știi că, pe moment, nici eu nu dau seama ce am să fac, dar o să încercăm amândoi. Și noi am făcut pe una echipă și ne-am sprijinit unul pe altul. Și când unul nu poate, e nici ceva să-l ajute. Facem așa, da? Pe 64 știu, mă, sunt desigur. Cum îl învață în patru părții care asta e fi povestea? Știu. Cum, mă? Ne înviți cum am făcut eu. Cum? Adică? Cum am făcut eu? Pe 64 să rupem în două, nu? Da. Adică 64, nu rupem ca fiind de la oricine. La 10? La 10 câte 10 este loc? Ca să parte. Nu știu, dar deodată vine greu. Nu, pe 60. Deci, 64 să rupem în două părți. Mai întâi, dacă ar fi fost 40, ți-ar fi convenit? 40 se împărțit la 4? Nu, 60 împărțit la 4. Ți-ar fi convenit? Da. Că știi tu, cu 60 nu mai fi făcut. Cu 60 nu fi făcut. Cât ar face 60 împărțit la 4? Păi scrie de mare, că după aia am dat cu 64. Bun. Am înțeles. Vrei să scriu 60 plus 4, da? Asta e 64. Și acum, să scriu și noi 64 împărțit la 4 ar fi egal cu cei doi împărțit la 4. Fiecare împărțit la 4. 60 împărțit la 4 și plus 4 împărțit la 4. Deci fiecare din ei se împarte la 4. Hai să vedem 60 împărțit la 4. 15. Cum ai făcut așa? Cum? Ai găsit ieri, da? Adică de asta ai făcut 60 împărțit. Dar cum am făcut 60? Hai să ne vedem cum am gândit la 60. N-am desprez pe 60 cu 40. Deci 60. L-am văzut ca fiind 40 plus... Plus cât? 40 plus 4. 40 plus cât până la 60? Plus 20. Plus 20, sigur. 24. Acum, dacă ar fi cazul ăsta, 24 ar fi, nu? Ei, hai să iau așa, cum spui tu. 64 egal cu 40 plus 24. Perfect. Și acum am împărțit la 4, înseamnă împărțit de fiecare la 4. Pe 40. Deci 64 împărțit la 4, e de parcă aș împărțit pe fiecare din compon, din cei doi termeni care compun. Ca și mă spune 40 împărțit la 4. Și dar cu 24, cum trebuie să împărțim? Aici, cu gândit, da? Deocamdată, 40 împărțit la 4, cât face? Dacă dădeați 18, adică dacă dădeați, adică în loc de 24, dădeați 18. S-ar fi convenit 18. Mai vedem. Dacă să continuăm aici, la acel moment, 40 împărțit la 4? Cât faci? 40 împărțit pe 4 părți egale. Și după 64? 6. Deci,
44. Tu te duci la treaba ta. La 24. Te-ai dus la 24, că 40 împărțit la 4 e foarte simplu. Cât este 4? 10. Deci 10. Plus, și 24 împărțit la 4? 6. 6. Și 10 plus 6? 16. Iată. 16 și cu 4 plus 4? Unde? Nu, că am avut grijă. Vezi cum am luat pe 64, l-am rugat fiind 40 și 24. Da. Scrie 24, că scrie și la început 64, despărțim în 4. Aaa, mă înțeles! Dar eu m-am străduit să fac împărțirea asta. Prima poveste a fost să fac împărțirea asta. Deci 64 16 plus 4. Nu, aici e bun. Aici nu-i colecțimentul plus 4. Aici, unde spune plus 4. 20. Deci aici face cât? Aici face 16, zis de bine, și plus 4, care face în total, 16 și 4 face 20. Da? Foarte tare. Deci, șmecherie este că în momentul în care împarți un număr, trebuie să te gândești la 10. Cine îți vine cel mai rapid? 40 îmi vine foarte rapid, împărți la 4. Dar dacă ar fi fost 94, uite cum spun. 94 împărțit la 4. Cum ai fi gândit pentru 94 împărțit la 4? 40. Cred că 80 ar fi deștept. 80 se parte foarte bine 80 la 4. A, da, 80 se împarte bine la 4. Și se parte și cât face 80 împărțit la 4? 20. 20. Deci, pot să spun că e 80 plus cât? 14. Plus 14. Acum e problemă că a spus 14. Prost. 16. 16, nu sunt mai. Așa. 480 plus 16. Și totul asta se împărțește la 4. Și atunci zice, parcă împarte fiecare. Este 80 împărțit la 4. Plus 16 împărțit la 4. Și care face, te rog să mă ajuți acum. 16 ori 4, 4. Deci, practic, 16 împărțit la 4 fac 4. Și 80 împărțit la 4? 20. Am spus 20 plus 4 și rezultat corect, 24. Foarte tare. Deci, noi ne gândim cu cel mai aproape de numărul respectiv. Dar dacă ți-aș fi dat eu, să zic așa, ți-aș fi dat 100 împărțit la 4. Împărțit la 5, domn profesor. Vreți la 5 îți merge repede? Da. Nu, hai să ne gândim totuși și la 4. 5 vrei. Că știu eu că vrei, că îți venea la 5, îți vrei 20, nu? Dar la 4... Hai să vedem. Da, la 2? Și la 2 merge foarte rapid, 50 și 50. Dar la 4? Nu prea. Hai să vedem, bă. Înseamnă că și fiecare din 50 o mai împărțim în 2. Adică, cum se desparte 50 în 4? 50 în 2, în 2. Mai multe, da. Împărți care? Da. 25. Păi atunci, ce la 50 în 25? Și după care am fi împărțit de 100 la 4. 25. Deci răspunsul corect este 25. Că tu ai zis așa. 50 plus 50 și au rămas în față în două doar. Că ai împărțit o dată în două. 50 și 50. Și fiecare împărțit în două face 25 plus 25 plus 25 plus 25. Da? Iată, nu mai împărțim la 4. Nu mai dau problema acum. Deci răspunsul corect este 25. Ai zis foarte, foarte corect. Dacă îmi dați 200. Ia să dăm 200. 200 împărțim la 4. Dar ce împărțim la 4? Profesor, v-a fixat pe... Că m-a fixat pe chestia asta. Știu. Deci 100 împărțim la 4, cât face? Cât au făcut? 100 împărțit la 4. 240
Dar să 200 de, dar și 240. 240. Bine, 240. 240 poți să faci. Hai să vă dau. 60. Bravo! Dar tu ai fost aici, nu? Dacă îți spui și cum ai făcut, îți poate fi fiața. Am cu 60 plus 60, 20. Plus 120, 220. Hai, hai. Dar cu 200 de ce nu te-ai descurcat? Nu știu. Nu m-am gândit. Păi 100 când împarți în două și alte 100 în două, e fapt 4 părți. Deci cât faci 200? Hai să văd, aici e 60, da? Și 240, 200 de simplu, împărțit la 4. Ia să vedem. Deci,
eu am plecat în cort. O zis că doar în cort. Bananele cresc în zonă de asta, unde e cald și bine, da? Și o cules până seara târziu, eu prin somn, o zis, mâine dimineață ne împărțim. Numai că el s-a trezit și a împărțit toată grămada aceea în trei. În trei. Da? Da. Și o luat-o, și-o pitit-o, o dus într-un loc, fără să se știe deloc. A avut un cot. A avut un loc special. Și celelalte două grămezi care erau, le-au adunat din nou. Sigur că grămada mare era mai mică acum, că numai două părți mai erau. Da? Da. Și și-au dat seama. Și și-au dat seama. Că erau s-o trezit dimineață, sunt noroși și... Nu s-au putut gândi ca un... cu un prieten așa de... Și... Să nu-i spun eu pe nume, că mi-e și jer, acum să-i spun. Adică un prieten, nu mai prieten nu este ăsta care a putut să facă așa o gest urât. Și așa că au împărțit toți trei. Și dimineața, când împart, iau 60 de banane, fiecare. 60? La câte? Și întrebarea este câte banane au fost la început. Deci acum, să mai nu știu. O să auzește. Deci cât au fost importante? Deci acum grămata a doua are... 183 întrebare? Nu știu. Să vedem dacă vorbeam. 183 pentru că așa e că se spală la 3, că sunt 3 persoane. Și alea 3 care le-au furat, le-am... Dar nu la 3, au luat o grămadă. După ce au pățit în 3 o grămadă, ea e. Deci, ai înțeles? 20 o luat. 200. Nu știu cât o luat. Hai să vedem problema. Și ce știm? Ce știm este că după ce împart dimineață, îi revine câte 60 de banane. Le rămâne câte 60? 60 de banane. Întrebarea este cât au fost în grămada de la început. Adică toți trei? Deci toți trei... 180 înseamnă că a fost, nu? Da. Dar și este 180 sunt numai două părți. 243? Deci, astea, nu știu, dar gândim. Deci, cred că a rămas 60. 60 înainte, cu care era 3 de 180, mai adunat 60. Și mi-a dat 240. Și atunci, să vedem dacă pe 240 merge jocul. Deci, 240 trebuie să împartă ce facem în 2? În 3. În 3. Ia să vedem. 240 împărțit la în 3, cât te facem când împărțim pe 240 în 3? 770. 70? 8. 80. 80. 80. Deci, într-un loc sunt 80. Aici. Aici sunt 80. Și în partea asta 80. Și el ia așa, fuge cu ea și le adună pe astea două. Face grămada mare, 100, cât face? 160. 160. Și acum asta îl împarte în trei. Exact în trei. Grămezi. Și trebuie să fie 60. 60 aici. 60 aici. Și 60 aici. Ia să vedem pe ziua 60 la 160. Nu. Nu-i bun 240. Nu-i bun. Din cauza asta, că dă puțin. Împărțit în 3? Păi că așa o gândit eu, că zice, eu sunt corect, împărțim în 3. Și eu mi-am partea mea. Corect ar fi fost așa. Dacă el își lua partea lui și el dimineață nu mai participa la împărțire și mai ceilalți doi prieteni împărțeau, da, era corect. Dar dacă el a participat, a fost necinstit. Cu 80, deci cu 80 nu merge fiecare parte. Nu, să începem cu 80. 90 de prea mult. Nu știu. 240 ceva. Deci, 90 de 3 ori câte 90? 270. 270. Ia să vedem dacă a fost 270 împărțit la 3.
Am dat câte? Am dat 90. 90. Așa. Deci, ar fi 90, 90 și 90. Perfect. Deci ștergeți. Că asta cu, deci n-am mers, acum e doua situație. Și spus, într-un loc sunt 90. În locul ăsta cu 90. Și în locul ăsta cu iarăși 90. Cât de trebuie 90? Fac 270. El își ia partea asta și... Dacă trebuie să dea sfârșit? 60 când apar dimineață. 60? Da. Nu, 280. Ai și fac 180. Și 180 asta, împart în 3. Merge 60. Merge 60. Excepțional. Asta să calculez. Excepțional. Merge, merge, excepțional. Merge, merge, merge. Excepțional. 60. O să dau legea să mai bine. Deci înseamnă că în grabata mare la început a fost foarte tare. 270. 270. 270 împărțit la 3 înseamnă că da. 90-90. Da. Și cele două grămezi 180 împărțit la 3, acestea, 180 împărțit la 3. Dar cum ați făcut o întrebare? Cum am compus-o? Nu mai dețin așa cu poveste. Nu-i foarte tare, vorbim de problema, foarte tare. Dar cât începe? 4 minute. Mai mult, dar cât începe? La fix. Da? La fix. Acum să vezi ce se întâmplă. În noua situație. Continuare? Da. Când ăsta împarte în 3, îi rămân două banane. Cui? Deci la împărțire, prima împărțire care face în 3, îi rămân două banane. Și de la maimuță. Era maimuță pe acolo pe lângă el. Și zice, ia-te tu. Dar nu te mai apropii de sate. Și maimuța zice, bine, am înțeles. El își ia partea lui și celălalt de două grămezi de atună. A fost 80, pe cuștate 3, pe 60 la. Nu, nu. Și când împart în 3 dimineață, le vine câte 72. 72. Da, 72. 72. Păi acum trebuie să ne apucăm de calculat. Și să vedem câte banane au fost la început. 260. Vezi pe 260? Da. La început? 7 cu 7 de 14. Da. Și cum? Încă 7, 21. 210. 214, pentru că 2, 4, 6, 214, 216. 216. Da. Foarte clar. Deci aici ar fi la sfârșit 216, da? Dar aceste 216 din cine sunt făcute? Din câte grămezi? Din cele două. Din cele două. Adică câte a fost într-o grămadă? Câte a fost într-o grămadă? Câte să despărțim? În două. Cele două grămezi. Cele două grămezi despărțim în parte în trei. Deci 216 este aici. 216. Și 216 se despart în două. Și vine cât în acestuia și cât în partea asta. Ia să vedem 216. Mai bine împărțeam la patru. De ce? Pentru că făceam 14. Ce, nu, 54 plus 54 plus 54 plus 54. Acum e în 3. Acum două trebuie de spate. Adică sunt cele două grămezi pe care le-au unit el, 216. Și acum, ca să am o singură grămadă, trebuie să împartă... 118. 118. 108. Sigur că da. 108 și 108. Și ăsta de aici cât are și el? Tot 108. Și n-ai chiar așa de fugit pe ea. La unde e cu din corp? Da, au făcut și-o culoată pe acolo, în partea lui. E rușinat. Sunt întrebat. Da? Mi-am O, pipi, nu... Ai reușit să o ascuns? O ascuns, da. Să ascunzi, da.
Și acum, cât o fi, aici? Cât o fi la început? Cât o fi la început? Păi, cele trei grăbesc. Trebuie să le adunăm? Sigur că da. 334. Atenție! 334. Din 8 ori câte 3? 8 cu 8. 324. Și plus două banane de la maimuță. Nu? Că le dai la maimuță. Deci 300 cât a fost atunci? 326. 326 banane au cules. Este mersul la coi. Foarte tare problema. Da? 326 a fost la început. Am scăzut din grămadă, am scăzut pe 2, au rămas 324. Dar continuare mai aveți? Cum? Continuare mai aveți? Un binare? Continuare. Continuarea la asta? Da, una și mai faină. Stăm în un minut înainte. Am depășit un minut? Da, mai avem... Mai avem 35 de minute. 35 de secunde ca să facă fix. Și 2 minute. Și 2 minute? Da. Am uitat deja numai la cealaltă. Da. Păi facem sinteză așa. Da, da, facem sinteză. Dar ce s-a plăcut ție aici? Hai să vezi asta. Atunci când am făcut aia. Păi da, nu degeaba am făcut antrenamentul ăsta. L-am făcut asta aici. Aici cu da? Deci vezi să mergi înapoi. Aproape facem 2 minute. Da, da, da. Sinteza o mai. Sinteza. 5, 4, 3, 2, aici, am făcut împărțiri. Gata, 2 și rădă. Și problema cu maimuța, da? Problema cu maimuța. Problema cu banane. Banane. Și vreau să compui tu pentru data viitoare, nu. Păi te șmecher, bă. Pleci de aici, bă. Pleci de aici. De la rezultat și te duci înapoi. Vreau să compui neapărat o rugă. Banane, sigur. I-a plăcut, deci mai faceți din asta lucru. Da, da, da. La revedere! Să vă dați like și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Și să spuneți la toți prietenii. La revedere! S-a făcut mina. E în trafic.